Iată, ne întoarcem alături de dumneavoastră. Alexandra ne promitea că o să ne spună termenele de la BAC. Alexandra, știi ceva? Eu știu că atunci când am dat eu bacalaureatul, aveam un subiect legat de Baltagu și ne spuneau că, nu știu, Victoria Lipan a mers cu jeepul să-l caute pe soțul ei și da, fiul ei era supărat că nu i-a luat celular. Da, da, poate fi, poate fi. Citesc că acum mă amuzam teribil, pentru că este, trebuie să fac un enunț cu expresia a fi de partea cuiva. Foarte simplu, da? Când ești de partea cuiva. Ei bine, eu sunt de partea, a spus cineva, eu sunt de partea ministrului în privința copiatului. Deci copiii știu ce vor. Deci cu, e cum eram. Eu sunt de partea ministrului în privința copiatului. A, da, interesant. Sunt de partea ministrului. Enunț cu expresia cu trup și suflet. Asta nu pot să vă spun pe post pentru că este mult prea pentru o altă oră. Mă scuzați. Omul este fericit, deci reflexii de toată mâna. Omul este fericit atunci când dragostea îi ajunge, nici pe asta nu pot să o spun. Nu pot să cred. Mă copii, ce învățați la școală? Incredibil. Am găsit eu una foarte, foarte, foarte bună, care începe cam așa, cum spunea ministrul educației, decât absolvenții de liceu au avut două texte literare cu 10 cerințe, plus argumenteze utilitatea scrierii unui jurnal la vârsta adolescenței sau importanța alegerii unui model în viață. Și modelele în viață sau cel puțin argumentările încep cam așa. Poetul avea o fixație pe poza lui An, pentru că atunci în vechime nu era Facebook ca să vadă toate, nu pot să spun exact, dezbrăcate pe toți pereții, adică pe toate wall-urile Facebook-urilor. Exact. Toate fetele. Tot apropo de acest subiect, eu am găsit un răspuns minunat. Deci, modelul meu în viață, da, rețineți, sau imaginație la cot înalte, titrează un ziar de Venet, Cătălin Botezatu este un model în viață pentru orice ființă, pentru că el ia fete din viața reală și le duce și le îmbracă la București și pe unele chiar mai adânc în Europa. În Europa. Da, interesant, ne-am în inima Europei. În inima Europei. Vreau să spună la Milano, știi, dar nu găsea, nu știa să hotărească între Milano, capitala modei, sau Londra, capitala modei, și atunci a zis mai adânc în Europa. Păi mai nou putea să spună și Sibiu, pentru că este din ce în ce mai mult adâncit în lumea modei. Avem două festivaluri mari la Sibiu de modă, plus concursuri de Miss foarte multe, dar am mai găsit o descriere interesantă. An avea niște trăsături de gen epic, era epică. Sebastian era mai puțin epic, deși avea potențial, întrucât îi plăceau pozele, dar e mai mult curentul liric. Frumoasă explicație. Stai că am găsit și eu încă un model. Un model te reprezintă. Bun, sunt aici, suntem de acord. Gigi Becali vorbește pe înțelesul meu. Pricep. Patapievici are fraze încălcite, musai, am nevoie de dicționar ca să pricep ce vrea să spună. De asemenea, încă un răspuns, pe lângă modelul meu în viață, eu am și modele în viață care sunt animatoare, cu care mă înțeleg bine. Cu unele merg chiar la ștrand când nu sunt obosite noaptea după dans. Au o viață bună, deci așa vreau să ajung și eu. Fetelor, să fim serioase. O animatoare sau o dansatoare nu poate fi un model în viață, sau dacă este pentru alte calități față de cele de dansatoare sau animatoare. Trebuie să vă spun, tot ce ați crezut până acum despre Eminescu s-a dus așa, s-a șters, deoarece un elev ne spune: Eminescu mințea în poezii cu viziunea lui despre lumea cu iubire, cu sentiment, cu pus de suflet în relație, ce nu era el, nu era adevărat că am văzut și la televizor, că mergea și prin locuri necurate și că a murit de sifilis. Ce spune? Păi ce să spun, copilul și-a dat cu părerea ce a văzut la televizor. Dragi profesori, vă rog frumos, nu mai destrămați visele copiilor, pentru că iată ce direct vă spun cum stau lucrurile. Găsesc de asemenea niște răspunsuri minunate pe care profesorii le-au găsit în lucrări, și anume, rolul cratimei, da? Toată lumea știe ce este o cratimă, dar cineva crede că rolul cratimei este de a ajuta, de a ușura deplasarea, mersul pe jos. Așadar, haideți să luăm o cratimă ca să mergem mai simplu pe jos. De asemenea, un alt răspuns:
nu putem avea imagini poetice pentru că textul nu e cu fotografii. Deci, vă rog frumos să fiți atenți, atunci când nu avem poze în cărți, nu putem avea imagini poetice. Da, Alex? Da. Deci, te rog, fără metafore în dimineața, că nu putem. Deci, dacă tot am amintit perlele de anul acesta, nu putem să lăsăm perlele de anul trecut deoparte și trebuie să vă spun că anul trecut cam așa era văzută iubirea. Iubirea este cel mai frumos lucru pentru că așa m-a învățat mama care îl iubea pe tata. Frumos spus, nu? Da. Cea mai frumoasă descriere. Foarte frumos. Ei, copilul ce poate învăța? Acasă învață cele mai bune lucruri. Data ce te faci când vorbim despre perfecțiune, imperfecțiune, lucruri mari, filozofăm, să vedeți voi ce filozofie are un elev de anul acesta, rolul verbelor la imperfect este să ne arate că lumea asta chiar e imperfectă. Poți să faci tu bine cât poți, să te duci la biserică, să-ți faci temele, să nu minți și tot te calcă mașina sau faci cancer. Deci ăsta este rolul verbelor la imperfect. Da? Alex, ai înțeles, da? Da, am înțeles. Chiar am înțeles. Citeam o altă perlă de anul trecut. Ce poate fi mai frumos ca o floare albastră? Așa i-a venit poetului ideea să scrie despre iubirea lui cu o floare care nu crește pe toate drumurile. Ai pe strada ta, pe drumul tău? Flori albastre? Flori albastre? Hai să mă gândesc. Mă, n-am. N-ai. Uite, vezi? Nu e o floare care crește pe toate drumurile. Da, știi de ce a fost, cu cine a fost înmormântat Mircea cel Bătrân? Cu cine? Cu umbra sa. Nu mă zic. Deci i-a murit și umbra. Exact. Da. Speranța știu că moare ultima, dar de umbră n-am auzit până acum. Uite, apropo de cratimă, că spuneai tu... Deci cratima ne ajută, stai să mai citesc o dată, rolul cratimei este de a ajuta, de a ușura deplasarea, mersul pe jos. Asta este perlele de anul acesta, din 2013. Acum vin eu să vă spun explicația din 2012 a cratimii. Cratima uneori apropie sau alteori depărtează. Eu zic, trebuie să ne notăm ca să le folosim. Vreau să mă duc și eu la magazin să cer o cratimă, domnule, ca să fie mai ușor să merg pe jos. Mie îmi place să merg eu pe jos. Eu cred că la prozarul din colțul străzii găsești mai degrabă. Dați-mi și mie un kilogram de cratime. Sau oare nu poți să-ți iei un kilogram? E ca pantoful, nu? Trebuie să-ți iei o pereche de cratime să te ajute să mergi. Iată o altă perlă interesantă de anul trecut. Din scrisoare lipsește destinatarul și expeditorul. Ce să mai zic ce m-am făcut? Păi atunci cine a scris scrisoarea și cui se adresa? Păi a scris-o, dar probabil n-a trecut-o pe plic. Ce nu înțelegi și tu? Asta a vrut să spună. Era o scrisoare pierdută, da? De aceea nu avea plic. Știi, era doar scrisoarea în sine. Eu vă propun să nu pierdem memoria cetății pentru a învăța lucruri frumoase despre orașul nostru. Și dacă dacă ați pierdut-o cumva, o găsiți pe Facebook, pe pagina noastră astăzi, pentru că o vom posta acolo. Acum avem o propunere de vacanță pentru voi, pentru cei care încă visează să luăm vacanța cât mai repede, pentru aceia dintre noi care se gândesc la cer senin, fără ploaie, la soare, la plajă, la căldură, sau de ce nu, în polul opus, la munte, la aer coros și la relaxare pe cinste. Și toate acestea nu le putem face fără o cratimă, nu? Între timp am făcut legătura cu Dragoș Baco de la Tribuna, editorialistul de la Tribuna, care va intra prin telefon să ne spună câteva informații despre bacalaureatul de anul acesta. Da, dar trebuie să le spunem celor de acasă că asta, apropo de perlele pe care le-am discutat mai devreme, am vrut totuși să dăm și, cum să spun, statisticile, trebuie să aflați cu toții despre ce s-a întâmplat anul acesta la BAC, informații foarte clare și serioase de data aceasta despre BAC. Ce bună dimineața, Dragoș! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ne poți spune, Dragoș, despre bacul de anul acesta, despre promovabilitate de la Sibiu? E o promovabilitate mai mare și la Sibiu și la nivel național decât anul trecut. Sigur, cifra nu este una îmbucurătoare dacă ne gândim că puțin peste jumătate au promovat. Dar, așa cum scriam și în tribuna zilele trecute, apar două probleme. Nu cred că toată lumea trebuie să ia bacalaureatul,
că e o condiție obligatorie pentru orice absolvent. Și doi, cred că procentul acesta reflectă în bună măsură nivelul la care se află învățământul românesc. Și cred că ar fi foarte bine și corect să fim sinceri cu noi înșine și să acceptăm situația. Asta e atâta, ăsta e nivelul cunoștințelor elevilor noștri și trebuie să vedem ce e de făcut mai departe, nu să căutăm vinovați. Este o diferență foarte mare totuși. Avem 3 eleve cu 10 în Sibiu și de asemenea 2 licee cu promovabilitate 0 în județul nostru. Cum poți să comentezi această discrepanță? Poftim, te rog, mai întreabă, că nu am auzit. Spuneam că este o diferență foarte mare. Avem 3 eleve care au luat 10 la BAC, dar de asemenea avem și 2 licee cu promovabilitate 0 în județul nostru. Cum poți să comentezi de această discrepanță între rezultate? Păi, exact ca în societatea românească, sunt diferențe uriașe. Cele 3 eleve sunt de la licee de prestigiu, de la Bruckenthal și de la Lazar. Deci, da. E în primul rând meritul lor, meritul corpului profesoral. Iar la liceele cu promovabilitate zero, cred că vina aparține în primul rând elevilor. Criam și asta zilele trecute. Nu mi se pare normal să demonizăm toți profesorii, să dăm vina pe ei, transformând elevii într-o armată de îngerași. Și în victime. Și în victime, da. Bine, cu siguranță vina e împărțită, aparține într-o oarecare măsură și poate și profesorilor, și părinților, și contextului, dar să nu uităm că și elevii poartă o vină. Nu cred că la liceele unde promovabilitatea a fost foarte mică, profesorii au stat așa și s-au uitat cu mâinile în sân la ei și vieții elevii au vrut să învețe, dar nu i-a lăsat cineva. Există un interes. Te întrerup, Dragoș, pe scurt, am o singură întrebare. Vreau să ne spui ce știi despre incidentul de la Sibiu cu mita care s-ar fi dat. Știm că la nivel național s-a făcut un mare tamtam pe acest subiect, pe darea de mită. Și la Sibiu a fost un singur incident, nu s-a mai scris nimic în presă. Din câte știu eu, cercetările continuă. Descris, nu s-a mai scris nimic în presă că nu avea ce să descrie și până la urmă cred că asta e calea firească. Organele să-și facă ancheta, să cerceteze și nu presa. Presa trebuie doar să relateze, dacă e ceva de relatat. Așa face spectacol dintr-un fapt oarecare. Mă rog, vor spune unii că ăsta nu e un fapt oarecare. Da. E o cercetare care își urmează cursul. Care va continua. Ok, mulțumim foarte mult, Dragoș Bacu, pentru intervenția telefonică. Te așteptăm să vii și alături de noi în platou să comentăm principalele evenimente care apar în ziare și în special în tribuna.